Mai face și ce spune compozitorul. Am putea o cânta, dar nu facem asta pentru că îmi place că emoția a ieșit la iveală și la colegii care au fost și la mine. N-am greșit pe strofă. Am intrat mai devreme, atâta tot. Nu face nimica, dar nu te enerva. Nu mă bine să rămân calm. Ce spuneam mai devreme de dormeau pe o frunză două stele? Horia zicea la telefon, una din, sau cea mai frumoasă piesă pe care o iubește Horia foarte mult. Dormeau pe o frunză. Pe vremuri se spunea cântecul locotenentului, că erau două stele. Eu, iertați-mă că îmi permit, de fiecare dată când am auzit această melodie, de fiecare dată când o auzeam când eram mic, mai întârziam la școală, era emisiunea de la 8 la 9, Curierul Melodiilor, când auzeam Dormea pe frunză două stele, în capul meu era Stella Enache și Stella Popescu. Vă dau cuvântul, domnule. Prietene, amândouă. Să cântăm această superbitate.
Și am crezut că nu mai vin. Eu așteptam în timp ce vremea alele trapași comora. Tu ai furat iubirii somnul când universul întreg dormea. Dormeau pe o frunză două stele ca două inimi de argint. Iar eu visam vreme, o avem aici în față. Ne e prietenă, are foarte multe de spus când e vorba de Marius Seicu, a colaborat zeci de ani cu Marius, e vorba de Crina Mardare. A venit mai târziu, nu-i place să întârzie, dar știu ce înseamnă. Are ore și la antenă și la școala personală și e greuț. Pe cine mai avem cunoscut și vreau să salut în mod expre? Pe Dan Dimitriu. Mulțumesc, prietene, mulțumesc că ai venit. E al doilea concert pe care îl onorez. Și am o domnișoară, înainte de a trece mai departe, am o domnișoară în sală, care iarăși este la al doilea concert și ce culmea e că n-a plecat până acum. Data trecută era cu iubitul care pleca la un turneu de tenis, acum a venit cu mama. Andreea Bălan și iubita mamă. Of, ce oameni frumoși, la chip și la suflet. Și acum vreau
vreau să vă spun câteva cuvinte despre o artistă în concertele care am fost. Nu de mult, ieri și alaltă, ieri la sala Palatului. Cine a fost la Loredana, mâna sus?